și tu. Microfonul s-a timp mai urmă. Să născut Iisus, pace ne-a adus.
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, nu putem decât să-ți mulțumim în această dimineață pentru că suntem în casa ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că îți simțim prezența. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne știi care sunt problemele noastre, gândurile noastre și mai cu seamă, Doamne, îți mulțumim pentru că Tu nu ne lași. Nu ne lași atunci când trecem prin valea bolii, Doamne, prin valea umbrei morții, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ești nădejdea noastră pentru noi și pentru cei dragi. Doamne, aș vrea să-ți mulțumesc și pentru anul acesta care se apropie de încheiere și să te rog, Doamne, ca și în continuare să fii stâlpul nostru, cetatea noastră de adăpost, Doamne, mângâierea noastră și speranța noastră. Amin. Amin. Lăudăm pe Domnul în continuare. Slăvim pe Dumnezeu prin cântarea de sub numărul 366, auzi corul îngeresc, mărire lui Dumnezeu. La capitolul 1 și citim cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era locodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, deci de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele lor, de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Amin. Aș vrea ca să cerem binecuvântarea Domnului peste timpul de rugăciune, peste timpul de părtășie la cuvânt, peste laudele care vor fi aduse lui în această dimineață și să facem lucrul acesta printr-o familie, prin fratele Dani, Avram și prin sora Nicoleta.
Slavă ție, Doamne! Amin! Te rugăm, Doamne! Amin! Amin. Mulțumim, Doamne. Amin. Te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Slavă ție, Doamne. Mulțumim, Doamne. Amin. Vă rog să ocupați locurile și mai slăvim pe Domnul prin cântare. Numărul 778. O, cum s-aud al îngerilor cânturi, zboară ușor cântarea lor pe plai. O, cum s-aud al îngerilor cânturi, zboară ușor cântarea. Astăzi, așa, în jurul meu, mă uit la dumneavoastră și mă bucur să vă văd. Zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și ne binecuvinteze pe toți. N-avem fanfara în această dimineață, n-avem copiii, n-avem nici tinerii, și coriști avem puțin, dar ne bucurăm pentru ei. Dar eu zic că e bun că l-avem pe Domnul, slăvit să fie numele Lui. Am citit acest text, cred că l-ați auzit de multe ori, dar mai ales în perioada asta. Și m-am uitat la textul acesta și m-am gândit că se și apropie încheierea anului, pentru unii mai greu, pentru alții mai bun, pentru nu ușor trec problemele peste noi.
Și m-am gândit în această dimineață, ca și pentru timpul de rugăciune, vă vorbesc despre planuri. Știți, întotdeauna când se încheie un an, când se încheie o etapă, tragem o linie. La firme, la societăți, la instituții, în familie, tragem o linie și zicem, mă, uite ce am făcut până aici, ce planificăm să facem în anul care vine. Ne gândim să ne extindem, ne gândim să ne restrângem, ne gândim să facem lucrurile un pic diferit. Și dacă facem ceva în afară de pregătiri, dacă încercăm să ne bucurăm, cum ne-au spus și frații păstori în perioada asta, dar cred că facem planuri. Și vorbind așa de planuri, m-am dat seama că discutăm de fiecare dintre noi avem planuri. Eu am planurile mele, dumneavoastră aveți planurile dumneavoastră, ca și familie avem planuri, ca și biserică avem planuri. Dar mi-am dat seama că și Dumnezeu are planuri și cred că mai importante decât planurile noastre sunt planurile lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Le-am pus așa, cumva, în două registre, în două părți. Am împărțit foaia mea în două și într-o parte am scris planurile mele, planurile noastre și în partea alta am scris planurile lui Dumnezeu. Și am încercat să fac o diferență. M-am uitat aici la pasajul acesta extraordinar de cunoscut. Oricine cunoaște pasajul acesta. Și am tras câteva concluzii. În primul rând, că planurile noastre pornesc de la noi. Planurile noastre, planul meu pornește de la mine, planurile noastre pornesc de la noi, iar planurile lui Dumnezeu sunt diferite de planurile noastre pentru că ele pornesc de la Dumnezeu. Vedem și episodul acesta, vedem tabloul acesta dinainte de nașterea Domnului Iisus Hristos și vedem că perioada de dinainte de naștere n-a fost o perioadă simplă. N-a fost o perioadă simplă pentru mama lui, n-a fost o perioadă simplă pentru viitorul soț al acesteia și vreau să vă spun, pentru doi tineri sau pentru o familie, poate chiar soț și soție, să știi că o să ai un copil și că copilul acela nu-i copilul tău și că va trebui să ai grijă de el o viață, să-l porți, să-l îngrijești cât e mic, să-l iubești. Nu știu cât e de simplu și cât de mult ar putea să ne punem noi în situația asta și să știm că în loc să ne vină un copil sau un nepot al nostru, să ne vină unul care nu e al nostru și trebuie să... Nu-i simplu. Vreau să vă spun că planurile lui Dumnezeu de multe ori nu sunt simple. Apoi, prima dată, pornesc de la noi, planurile lui Dumnezeu pornesc de la Dumnezeu. Planurile noastre de multe ori nu îl implică pe Dumnezeu. Hotărâm, ne grăbim, vrem să facem repede, vrem să ne rezolvăm problemele. Planurile lui Dumnezeu, să știți că îl implică pe Domnul, îl implică pe Dumnezeu. Planurile noastre ni se par bune pentru noi și de multe ori nici nu ne interesează ce consecințe au asupra celor din jurul nostru, asupra celor de lângă noi. Nu ne pasă decât de noi. În schimb, planurile lui Dumnezeu îi se par bune lui Dumnezeu pentru noi. Apoi, planurile noastre reprezintă sau sunt modul nostru în care noi dorim sau credem că putem să rezolvăm problemele cu care noi ne confruntăm sau cei dragi ai noștri. Planurile lui Dumnezeu reprezintă modul lui Dumnezeu de a rezolva problemele. Planurile noastre de multe ori implică teamă. Implică teamă pentru că nu o să reușim, că nu o să le ducem la capăt, pentru că o să apară probleme. Planurile lui Dumnezeu, să știți că nu implică teamă. Și dacă nu mă credeți, uitați-vă în Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 20, unde spune cuvântul: dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme. Deci iată că planurile lui Dumnezeu nu implică teamă. Planurile noastre au consecințe sau au importanță, sau așa credem noi, pentru puțin timp, în schimb, planurile lui Dumnezeu au consecințe pentru mult timp, atât pentru existența noastră pe acest pământ, dar mai ales pentru viața veșnică. Planurile noastre, credem noi, că ne ajută să ieșim bine sau neșifonați dintr-o situație mai complicată de multe ori și fără să avem implicații sau responsabilități, dar planurile lui Dumnezeu, Dumnezeu știe că aceasta e calea pentru noi, chiar dacă câteodată s-ar putea să pierdem din prestigiu sau să putem să pierdem din orgoliu, din resursele financiare sau din relațiile toxice de multe ori, sau chiar dacă s-ar putea să ieșim puțin șifonați din modul de rezolvare. La planurile noastre ne gândim noi mult la ele, în schimb pentru planurile lui Dumnezeu se gândește Dumnezeu pentru noi. Planurile noastre le alegem în încercarea de a nu intra în colimator, am zis eu, sau în gura lumii, de a ne rezolva cumva problemele, de a băga sub preș.
Iar planurile lui Dumnezeu sunt calea cea îngustă sau strâmtă, pe care dacă o urmăm, s-ar putea să fim luați în ochi răi sau să fim vorbiți de rău despre unii oameni, să fie nemulțumiți, să fim criticați de lume sau de cei din jur. Ne uităm la acest text și vedem că pentru Iosif n-a fost o alegere ușoară, dar a avut consecințe pentru el, pentru ei în timpul acela, și vreau să vă zic că această alegere a lui Iosif are consecințe și pentru noi în ziua de astăzi. În această dimineață, dragii mei, trebuie să ne gândim o dată în plus că ar trebui să vedem ce alegem. Să alegem planurile noastre, modul nostru de rezolvare, calea noastră, sau să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea ca să vă provoc în această dimineață, în timpul pe care îl avem pentru rugăciune. În primul rând, nu ezitați. Dacă ați venit în casa Domnului, dacă ați venit la Domnul, nu stați pasivi, pentru că s-ar putea să pierdeți o oportunitate. Veniți și strigați către Domnul, că de asta cred că am venit în casa Lui. Să-i mulțumim în primul și în primul rând lui Dumnezeu. De ce? Pentru că contăm pentru El, pentru că El ne acordă atenție, pentru că El caută soluții pentru problemele noastre. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne spune ce avem de făcut pentru noi și pentru cei dragi ai noștri. Dacă așteptăm în tăcere ajutorul slavei, dacă încercăm să auzim șoapta Duhului, vă garantez că Dumnezeu are un cuvânt, Dumnezeu are o îndrumare pentru fiecare dintre noi. Numai, dragii mei, să fim atenți la Domnul, să nu fim atenți la alte lucruri. Apoi, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că noi contăm pentru El. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că noi avem un loc în planul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem un loc în planul lui Dumnezeu. Și aș vrea ca pe lângă aceste gânduri de mulțumire, aș vrea ca să mai venim și cu o rugăciune, să venim înaintea Domnului și să ne rugăm să ne dea putere să-L ascultăm. Atunci când aflăm planul lui Dumnezeu pentru noi, să spunem: Doamne, dă-mi putere ca să merg pe calea Ta, dă-mi putere ca să ascult de Tine și dă-mi putere ca să aplic în viața mea ceea ce Tu ai pentru mine, ceea ce Tu îmi spui pentru mine. Cu aceste gânduri și cu altele pe care dumneavoastră le aveți, de mulțumire pentru fratele Nicanor că e în mijlocul nostru, pentru fratele Popa că e acasă, pentru frații care sunt încă între noi și la inima cărora Dumnezeu lucrează, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să ne rugăm să-i însoțească și pe tinerii și pe fratele Sergiu care sunt plecați la Crivina, la Jdioara, să lucreze prin ei acolo, să-i aducă cu bine înapoi și să ne bucurăm împreună în casa Domnului. Haideți să ne ridicăm și să venim în rugăciune înaintea Domnului. Amin. 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 Am
frate cu popa, Doamne, frate cu Ion, Doamne, cei fratele Isurei, Doamne, Doamne, pentru vindecare și pentru ei, să văd ce e în casa ta. Mulțumim că avem un vindecător, Doamne, un mântuitor, Doamne, care ne-a plăcat cu Tatălui, prin însă sângele Lui. Mulțumim pentru biserica care a avut în loc și mulțumim pentru fiecare suflet care dimineața aceasta sunt aici. Mulțumim pentru păstorii, mulțumim pentru lucrarea care o fac. Mulțumim pentru fratele Sergiu din Vindeciune, Piero și Cundică de Sefie. Doamne, te rog și Duhul Sfânt, Doamne, să cercetezi biserica din loc și să ne curățești mai întâi, Doamne, să ne facă conștienți că fără El nu putem face nimic. Doamne, Domnule Sfânt, îți mulțumesc că ne-ai căluzit până aici. Dă-ne putere ca să rezistăm până la capăt. În fața noastră sunt vremuri grele, Doamne, și sunt oameni răi, Doamne. Fă-ne mai bun, Doamne, și ajută, Doamne, să ne rugim pentru cei care nu te cunosc, Doamne. Personal, îți mulțumesc pentru Domnul care a tratat. Te rog, Doamne, să vine cu puteți și să Doamne. Și dacă vrei să mă folosești în mântuirea Lui, Doamne, sunt gata, sunt la dispoziția ta. Doamne, pentru cuvântul din dimineața aceasta, te rog, Doamne, să ne ajut să le împlinim, Doamne. Să ne poate, îți mulțumim și te slăbim, pentru că mă rugat în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Doamne, Dumnezeu, ne încheiem înainte ta și te mulțumim pentru darul minunat care l-ai făcut de a veni lumea aceasta, Doamne Iisuse. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu te-ai dus planul până la capăt. Ajută-ne, Doamne, și pe noi să urmăm planul Tău, Doamne, să facem voia Ta totul și să urmăm voia Ta, Doamne. Te rog, Doamne, să te înduci de cei ce nu sunt prezenți cu noi, și să vă rog parte cu prezență. Doamne, te rog, să fii mânghierea lor, Doamne, nu să-i învărbătezi, Doamne. Mă rog și pentru aceia care s-au depărtat de Tine, Doamne, curășești și Dumnezeu. Cere atunci înapoi în casă, Doamne. Doamne, fă o bucurie în prezența noastră aici așa și ajută-ne să simțim Duhul Tău în inimile noastre, prezent în biserica Ta. Mă rog să-L înfrutești pe toate resetele și în mine și în numele Tău să fie slăbirea Lui și pe aici. Amin. Slavă Ție pentru toate în veci. Amin.
Amin. Haideți să încheiem cu rugăciunea Tatăl nostru, timpul de rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Rog să ocupați locurile. Aș vrea ca să îl rog pe fratele Daniel Alexandrescu să ni se alăture aici așa la amvon și noi ceilalți să slăvim pe Domnul printr-o cântare. Cu toții slăvim pe Dumnezeu prin cântarea de sub numărul 12. Astăzi vin să-mi plec genunchii înaintea ieslei tale. Celor care ați ales casa Lui și în această dimineață, celor care L-ați ales deja pe Domnul și am credința că și celor care îl vor alege pe Domnul, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe toți. În această dimineață avem pe fratele Sergiu, care este plecat la Crivina, la Jdioara, împreună cu tinerii și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze și lucrarea de acolo. Dacă nu mă înșel, sora Cristina cu fratele Iană și sunt prestat la Rugi și toți ceilalți care sunt în via Domnului, să-i însoțească Domnul și să dea binecuvântare peste lucrarea lor. În continuare, corul mixt al bisericii îl va lăuda pe Domnul printr-o cântare, Sara Foiaș printr-o altă cântare, Vicky cu o poezie, sora Vicky, iar apoi fratele Daniel va avea un cuvânt din partea Domnului pentru biserică. Domnul să binecuvinteze toate lucrările Lui. Amin. Amin. Thank you.
Copile drag, ce ai venit din înălțimi albastre? Ai coborât din infinit în vremurile noastre. Plendoare ai adus cu mica ta ființă și câtă liniște ai pus în cei ce au credință. Ai fost umil, neînsemnat, născut ai fost pe paie, din răsărit magi te-au căutat și ai pus în ei văpaie. Urmat au semnul de pe cer, o strea strălucitoare, te-ai întrupat în efemer precum o dalbă floare. O clipă ai rămas aici să calci a noastră glie și te-ai smerit ca să ne înalți pe noi în veșnicie. Cine suntem de pui tu preț pe mâna de țărână? N-ai oferit un har măreț și n-ai cerut arvună. Ce am putea să-ți oferim când totul ți-aparține? Pământ și cer, tot ce-i sublim, făcute sunt prin tine. Tu copilaș ce ai venit din slava minunată, prin tine noi am propășit, prin tine avem un tată. Deschis ai cerul la calvar, azi îți cântăm mărire. Slăvit să fii, mărețul har, primit am prin iubire. Amin. Oh,
sfântă, binecuvântată, Iisus în iesle umil s-a născut. În lumea de păcate frământată, Mântuitorul azi a coborât. Speranța-n sufletul trude trăsare a zorilor lumini ne strălucesc.
Slăvit să fie Domnul! Amin. Chiar și în iesle era, a fost și este Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele. Mă bucur să fiu în dimineața aceasta cu dumneavoastră la sărbătoare și vă mulțumesc pentru oportunitatea aceasta de a aduce câteva gânduri din partea Domnului. Aș vrea să citesc două versete din Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 3, versetele 7 și 8. Spune Apostolul, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos. Amin. Amin. Suntem la sărbătoarea aceasta întrupării și mai e puțin și va trece și ea. Și se va pierde și spiritul sărbătorii și atmosfera și vom reveni la ale noastre. Însă întrebarea care aș vrea să las și să vă provoc, să vă gândiți la ea, cu ce rămânem în urma sărbătorii. Știe că există o relație între câștig și pierdere. Ca să câștigi, trebuie să pierzi sau să fii dispus să pierzi, să renunți la ceva. Și voi rămâne și eu la gândul pe care l-a avut fratele Ovidiu, am și spus, cred că am fost călăuziți de același Duh Sfânt. Ca să rămânem cu ceva valoros, înseamnă să fi avut și niște preocupări bune, niște planuri bune. Și anul acesta, așa, Dumnezeu m-a călăuzit să mă uit în textul Scripturii, la pasajul acesta din Luca, la capitolul 2, și să identific niște preocupări bune. Și aș vrea să vi le las și dumneavoastră ca o provocare. Oamenii din toate timpurile au avut și vor avea preocupări. Ne uităm în Scriptură, împăratul Cezar August atunci a avut preocuparea aceasta de a ști la cât se mai ridică populația, la ce număr are populația în imperiul său și a făcut acel recensământ. Ne uităm la păstori, care au avut și ei preocupările lor. Erau noaptea în câmp și își păzeau turmele. Ne uităm la Iosif și Maria, care au avut și ei o preocupare cum să ajungă până la Betleem și apoi să găsească un loc de găzduire. Ne uităm la Simeon, mai târziu, avea o preocupare bună. Spune cuvântul că aștepta mângâierea lui Israel. Ne uităm la văduva Ana, la prorocița Ana, care zi și noapte slujea în templu cu post și rugăciuni, preocupări bune. Și dimineața aceasta, pornind de la textul acesta din Luca 2, nu-l voi citi, versetele 8 la 20, aș vrea să vă transmit așa, să împărtășesc telegrafic, 7 preocupări bune la sărbătoarea întrupării și n-ar trebui să fie doar acum. Și dacă vom avea aceste preocupări bune, vom rămâne cu ceva în urma sărbătorii, vom fi câștigați. Și de fapt câștigul nostru ar trebui să fie nimic altceva decât ceea ce spunea și confirma Apostolul Pavel, să-L câștigăm pe Hristos. Doamne ajută-ne! Păstorii, spuneam, aveau preocupările lor materiale. Erau la muncă, erau la slujba lor, însă Dumnezeu le-a schimbat preocuparea și prima preocupare spre care i-a îndreptat a fost cuvântarea, cuvântarea îngerilor de sus. A fost o cuvântare personalizată. Și vă aduceți aminte, în textul acesta, îngerul le-a zis lor, astăzi vi s-a născut în cetatea lui David un mântuitor. Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu este personalizat, dar este și profund în același timp. Un mesaj de care n-a mai avut nimeni parte, nimeni altcineva. Mă întreb și în fiecare an tot, mă întreb și dumneavoastră care aveți ceva experiență pe calea Domnului, ce har le-a făcut Domnul unor oameni simpli, marginalizați ai societății, oameni nebăgați în seamă să primească cel mai profund mesaj al istoriei, al umanității. Vi s-a născut un mântuitor. Și cuvântarea a fost o primă preocupare spre care Dumnezeu i-a îndreptat. Nu e așa că zilele acestea de sărbătoare avem multe preocupări. Și e frumos ca în casa Domnului să există slujiri și forme variate de slujire.
Dumneavoastră aveți multe formații, noi avem mai puține la București, însă în fiecare an ne punem problema de unde să mai tăiem, că timpul nu ne ajunge. Și știți de unde tăiem? De la cuvânt. Pentru că spunem, trebuie să slujească și cel din stânga și în dreapta, și copiii, și adolescenții, și corul, și fanfara. Noi nu avem fanfară, însă trebuie de undeva să mai tăiem. Și tăiem de la cuvânt, tăiem de la mesaj. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să prioritizăm, să avem o prioritate bună în zile de sărbătoare și nu numai cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! A doua preocupare a fost cunoașterea și întotdeauna Dumnezeu ne întâmpină cu cuvântul, nu doar să ne îmbogățim informațional. Îngerul le-a transmis acea veste bună și le-a spus, iată semnul după care îl veți cunoaște. Și accentul este pe cunoaștere. Întotdeauna Dumnezeu ne vorbește în mod personal, prin cuvântul Său, ca noi să-L cunoaștem pe Hristos, ca noi să ne întâlnim cu Hristos. O cunoaștere prin informare. Într-adevăr, le-au dat informații îngerul, păstorilor. Un mântuitor vi s-a născut, este Hristos Domnul, dar le-a dat și indicații. Iată semnul. Și asta i-a determinat pe păstori la o cunoaștere, să nu rămână pasiv. Pagubă este, nu-i așa, că știm multe, cunoaștem multe din cuvânt, însă cunoașterea aceasta ne duce mai aproape, ne apropie de Hristos, într-o cunoaștere mai profundă a Lui. Noi avem Duhul Sfânt astăzi, care are rolul acesta de a ne da indicații, călăuzire, așa cum a fost semnul acela dat de înger păstorilor, iată semnul, veți găsi culcat într-o iesle. Nu erau multe grajduri sau staule în Betleem, dar cu siguranță n-a fost o misiune ușoară. Însă păstorii și-au dorit să îl cunoască. Doamne, ajută-ne să avem și noi preocuparea aceasta, așa cum spunea Apostol Pavel altă dată, să-L cunosc pe El, pe Hristos, din ce în ce mai mult. Amin? Amin. Apoi, a treia preocupare frumoasă de care au avut parte păstorii, dar aici au fost slujiți de acea oaste cerească, e cântarea. Și în zile de sărbătoare și în zilele acestea, colindul are un rol aparte. Și așa cum se spunea, cred că vineri seara, noi colindăm nu dintr-o tradiție sau dintr-un spirit tradițional, ci colindăm pentru că la nașterea lui Hristos a fost cea mai frumoasă cântare. O cântare, un colind, o cântare înălțătoare. Acolo îngerii s-au unit. A fost o oaste cerească și l-au lăudat pe Dumnezeu, spune evanghelistul Luca. Dar a fost o cântare înălțătoare ca mesaj, ca semnificație. Și noi ne uităm la aceste cuvinte, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Și asta ar trebui să ne inspire ca la sărbătoarea întrupării și la orice altă sărbătoare și în fiecare dată, de fiecare dată când suntem în casa Domnului, ca aceste cântări să-L înalțe pe Hristos Domnul. Este o tendință a generației de astăzi postmoderne în care cântările sunt tot mai simpliste, cu o tehnică modernă de repetare și tot repetare, dar cu prea puține semnificație, prea puține înțelesuri și mesaj tot mai slab. Însă cântarea trebuie să fie o preocupare a creștinilor, a noastră, a răscumpăraților, dar cu scopul de a înălța pe Hristos Domnul și cu scopul de a transmite mesajul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să cântăm astfel de cântări și să avem preocupările acestea. A patra preocupare a păstorilor, de data asta, a fost căutarea. I-au primit informații, au primit indicații și după ce îngerul i-a părăsit, ei și-au pus această problemă. Haidem să mergem până la Betleem. Haidem să căutăm acel semn, să-L găsim pe Mântuitorul. O căutare implicită și întotdeauna mesajul lui Dumnezeu atunci când este primit de noi ar trebui să genereze în noi dorința aceasta de a-L căuta mai mult pe Hristos. A fost o căutare imediată. S-au dus, spune cuvântul, cum? În grabă. N-au mai lăsat ca altceva, nimic și nimic
să-i oprească din această căutare. Au spus, asta e prioritatea noastră, să-L căutăm pe Hristos Domnul. Zile ca acestea, poate că suntem fascinați de multe lucruri, ce frumos, însă să nu-L pierdem din vedere pe Hristos Domnul și pe El să continuăm să-L căutăm în cuvânt, să-L căutăm prin rugăciune. N-a mai rămas în iesle, nu mai este un prunc astăzi, este în slava lui Dumnezeu, la dreapta Tatălui. Ioan îl vede în acea revelație stând în picioare, în acea alură strălucitoare. Și acesta este Hristos Domnul, Mântuitorul nostru, binecuvântat să-i fie numele. Să-L căutăm prin credință, să continuăm să ne apropiem de El și să fie o prioritate a noastră. Și în al cincilea rând, căutarea aceasta a dus confirmări. Ei s-au dus la Betleem să-L găsească pe Hristos Mântuitorul, pruncul născut, și să se confirme mesajul Îngerului. Și prioritatea noastră ar trebui să, mereu și mereu, atunci când avem neînțelegeri, că nu sunt lucruri care nu le-am înțeles, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea lumină, să înțelegem. Păstorii au confirmat în mesajul Îngerului prin descoperire. Spune cuvântul în versetul 16, au găsit pruncul culcat în iesle. L-au descoperit și au confirmat mesajul Îngerului. Și mai mult decât atât, confirmarea aceasta s-a făcut și prin destăinuire. I-au istorisit tot ce li se spusese de către Înger cu privire la Mântuitorul născut în Betleem. Și toți aceia care erau adunați, nu știm câți, spune cuvântul că erau adunați acolo mai mulți, nu doar Iosif și Maria, au rămas mirați de cuvintele păstorilor, pentru că știau că n-au prea multă greutate aceste cuvinte, dar totuși mesajul însușit de ei, confirmat de ei, a dus un impact, a avut un impact pentru audiența de atunci. Să căutăm ca în viața noastră tot ceea ce este neînțeles, tot ceea ce este încă nedeslușit, să găsim cu ajutorul Duhului Sfânt și al lui Dumnezeu confirmări, să găsim răspunsuri. Doamne, ajută-ne să avem o astfel de prioritate. Și Duhul Sfânt este acela care ne-a fost dat să ne călăuzească în tot adevărul, slavă Domnului. Încă două priorități. Și aici ne uităm la a șasea prioritate, la Maria, care spune cuvântul că după ce a asistat la acea întâlnire și la acel mesaj transmis de păstori, i-a conservat, a păstrat mesajul transmis de Dumnezeu prin păstor. A reținut, păstrat toate cuvintele pe care le-a auzit. Și asta este o sarcină a noastră, ca și credincioși copii ai Domnului. Și aveți aici un verset frumos, salutul bisericii, cuvântul lui Hristos să locuiască, adică să fie păstrat în inimile noastre. Și mai mult decât atât, conservarea aceasta duce și la reflectare. Ea se gândea la cele cuvinte în inima ei. Adică medita la ele. Cum spune Psalmul 1, cugeta zi și noapte la cuvântul Domnului. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu este prețios pentru noi. Pentru că El nu doar că ne îmbogățește informațional, ne transformă, ne schimbă, dar asta doar să fim noi deschiși, să cugetăm la El, să ne lăsăm transformați. Doamne, ajută-ne! Și apoi ajungem la a șaptea prioritate cu care aș vrea să închei. Și asta încununează toate celelalte. Comportarea. Păstorii s-au întors de acolo, versetul 20, cum? Slăvind, lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai, din nou, confirmare, cum li se spusese. Comportamentul păstorilor a fost schimbat și asta a generat o mărire la adresa lui Dumnezeu. În urma sărbătorii și a întâlnirilor comune, care noi le avem în casa Domnului, ar trebui să plecăm cu gândul acesta anal, de laudă, de slăvire, să fim plini de bucurie că avem un Mântuitor în persoana lui Hristos, Domnul, lăudat să fie El. Și acest comportament nu doar că a dus mărire la adresa lui Dumnezeu, a stârnit și mirare. Toți cei ce au auzit, spune aici cuvântul, că au rămas mirați. Și m-am întrebat, și vă las provocarea aceasta, oare
mai sunt mirați oamenii din vremea noastră de schimbarea din noi, de ceea ce Dumnezeu a făcut în noi. Își mai pun întrebarea, așa cum spunea apostolul, să fim gata să răspundem de nădejdea care este în noi. Se mai întreabă oamenii, sau am devenit atât de comuni, de familiari cu societatea din jurul nostru, încât suntem ca ei și ce să-i mai mire cu privire la noi. Tot cei ce au auzit pe păstori vorbind și transmițând acel mesaj au rămas mirați. Comportarea noastră ar trebui, pe de o parte, să transmită laudă, mărirea lui Dumnezeu și, în același timp, să genereze o mirare, să genereze o curiozitate celor din jur. Vrem și noi să avem ceea ce ai tu, bucuria ta, pacea ta. Vrem și noi să-L cunoaștem pe Hristos. Doamne, ajută-ne ca la aceste sărbători și la această sărbătoare a întrupării Domnului să avem priorități bune. Să avem prioritatea cuvântului, a cunoașterii lui Hristos, a cântării, a confirmării mesajului Dumnezeu. Și chiar creștinii din Berea, vă aduceți aminte, ei verificau cuvintele nu oricui altcineva, ci apostolilor. Se duceau acasă și cercetau să vadă dacă întocmai e cum li s-a spus. Să avem dorința aceasta de a păstra, de a conserva cuvântul Domnului și, nu în ultimul rând, asta să creeze în noi un comportament nou. Suntem, prin Hristos, o creație nouă. Binecuvântat să fie Domnul. Amin.
În dimineața aceasta, după terminarea slujbei, așa după cum deja în repetate rânduri s-a anunțat, vrem să avem un moment mai deosebit care vizează pe cei care sunt singuri. Și aici ne referim la frați, surori, care fie sunt singuri, fie doar, sunt doar în doi. Așa și de ani de zile, de sărbători au petrecut singuri, au petrecut doar unul cu celălalt. Am dorit ca în dimineața aceasta să avem o întâlnire deosebită cu ei, după terminarea slujbei, așadar. Și în contextul acesta aș spune și una dintre rațiunile pentru care noi am reamenajat, am refăcut, remodelat demisolul bisericii. Au fost unii sau sunt voci care zic așa, n-ați văzut că nu se mai fac nunți la subsolul bisericii. Acum toată lumea merge la localuri, acum avem saloane de nunți în oraș, nu mai este la modă să se mai găltească, să se mai pregătească așa și de ce a fost nevoie de investiția aceasta? Ba mai mult, uite, acum nu se mai fac nici conferințe. Eram obișnuiți să avem conferințe cu sute de persoane, să se servească mat. De ce am făcut investiția aceasta? Răspunsul, sau unul dintre răspunsuri este astăzi. Am făcut-o pentru noi, am făcut-o pentru biserică, pentru frați și surori. De data aceasta, cei vizați sunt, așa cum spuneam, cei care sunt singuri. Și pe dumneavoastră, la sfârșitul slujbei, vă invităm să coborâți, vom mai avea acolo un timp pe care îl vom petrece împreună. Fratele păstor Sergiu spunea, vrea neapărat să fie parte a acestui timp încă de la început, va încerca să ajungă la ora 12, chiar dacă aceasta presupune să plece ceva mai repede din bisericile în care slujește, respectiv Ždioara și Crivina, și credem că Dumnezeu îl va păzi și de radare, îi va da și un timp bun și vom putea să ne bucurăm împreună. Așadar, ne vom întâlni jos cu frații, surorile care sunt singuri și vom lua o masă împreună. Sigur, apoi vom continua cu alte categorii, vor fi alte evenimente, poate nu întotdeauna cu o masă, dar cu un ceai, cu un timp în care să stăm de vorbă, să avem părtășie. Pentru că ați văzut dumneavoastră, la 5 minute după ce s-a închis casa de rugăciune, nu mai e nimeni pe aici. Așa vrem să avem un loc, un timp unde să mai putem socializa, unde să mai putem să stăm de vorbă unul cu altul, să ne împărtășim și bucurii și necazuri. Apoi, cu voia și îngăduința Domnului, după amiază, la ora 17, ora 5, ne vom întâlni din nou în casa lui Dumnezeu pentru închinare. Vor fi și tinerii cu noi după amiaza aceasta, ei sunt cei care vor sluji. Fratele păstor Sergiu va sluji la Biserica Sfânta Treime, Biserica numărul 1, Biserica de la Piață, și ne vom ruga ca Dumnezeu să-l însoțească, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Vreau să fac un anunț mai special, l-așteptați, vineri seara. Deci vineri seara nu o să ne întâlnim după programul obișnuit. Este seara de Revelion, este seara, noaptea în care trecem în anul 2022, dacă va fi cu voia și îngăduința Domnului. Și în contextul acesta vă anunțăm că slujba de vineri seara va începe la ora 9, ora 21, și vom sta în casa lui Dumnezeu până în jurul orei 12 și în felul acesta vom întâmpina, vom sfârși anul 2021 și vom începe anul 2022 în casa Domnului. Tot pentru săptămâna aceasta vă anunțăm că sâmbătă ne transformăm în adventiști, în sâmbătari. În sensul că sâmbătă vom avea slujbă în casa lui Dumnezeu, este anul nou, este zi de anul nou și așa că ne vom întâlni în casa Domnului și dimineața și după amiază, după programul de sărbătoare, adică dimineața de la ora 10 și după amiază ora 17. Acum însă vom continua închinarea noastră înaintea Domnului prin cântare, dar o vom face și cu daruri de bunăvoie. Slăvim pe Dumnezeu prin cântarea de sub numărul 503. Zace-n iesle în umilire, drăgălașuri, prunc Iisus. Thank you.
Din Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 2, citim cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 25. Evanghelia după Luca, la capitolul 2, începând cu versetul 25, găsim cuvântul pe care îl citim în această dimineață. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum, slobode în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o ca să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Ne închinăm Domnului în rugăciune. Doamne, îți mulțumesc și eu pentru Domnul Iisus și pentru nașterea Lui și mă rog în această perioadă de sărbători să ne cercetăm fiecare pe noi și ne și să ne liniem viața la voia Ta. Mă rog ca Tu să ne vorbești în aceste momente și mă rog, Doamne, ca Tu să binecuvântezi banii pe care am adunat. Da. Mă rog ca să îi însuțești pe cei care sunt plecați și mă rog să întărești pe cei care sunt bolnavi. Amin. 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 Vă rog să vă reașezați. Suntem în a doua zi în ceea ce sărbătorim, și anume întruparea Domnului Iisus Hristos, nașterea Domnului Iisus Hristos, și majoritatea românilor în zilele acestea au fost în sărbătoare. Spun majoritatea, nu toți, pentru că sunt și cei de rit vechi, așa cum se numesc, care vor avea Crăciunul peste câteva zile, dar majoritatea românilor au sărbătorit sărbătoarea aceasta. Dar mi-aș permite următoarea afirmație. N-au sărbătorit-o toți la fel. Au fost concepții sau priviri diferite, au fost considerații diferite și Crăciunul a fost sărbătorit în moduri diferite. Spre exemplu, dacă am fi privit la sărbătoarea aceasta a Crăciunului, a întrupării Domnului Iisus Hristos, prin ochii unui copil, ce ar fi însemnat Crăciunul sau ce însemnează Crăciunul pentru un copil? Cadouri, brad frumos, așa, cadouri care se primesc și la biserică și în contextul acesta pentru ei Crăciunul a trecut. Că astăzi nu le mai dă nimeni nimic, nu mai sunt cadourile care au fost ieri. Și dacă vom privi, zic, din perspectiva, prin prisma unui copil, Crăciunul este sărbătoarea cadourilor, al decorațiunilor frumoase, a bradului din casă în multe familii. Dacă vom privi prin ochii acelora care sunt necredincioși, care nu sunt preocupați prea mult de viața spirituală, cum ar arăta Crăciunul privit prin ochii lor? Zile libere, zile în care putem să chefuim, putem să ne distrăm. Și dacă, eu știu, vara este aglomerație pe litoral, acum de Crăciun este aglomerație la munte și oamenii evadează și vor să petreacă și cam așa ar arăta Crăciunul. Cum ar arăta sau ce înseamnă, cum este Crăciunul privit prin ochii noștri, a celor care obișnuim să venim la casa lui Dumnezeu?
Și pentru noi Crăciunul ar însemna o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare deosebită. Da, împletim și aici și factori tradiționali și factori scripturali, așa, și căutăm ca sărbătoarea aceasta să fie cât mai plăcută, să fie cât mai relevantă, să fie cât mai atractivă. Și dau slavă lui Dumnezeu pentru felul în care a purtat de grijă până în clipa de față, pentru felul în care am putut să ne bucurăm în casa lui Dumnezeu anul acesta. Ne-am bucurat și de colindă, și în casa Domnului, și pe la casele noastre, adevărat că nu toți, și la casele noastre. Ne-am bucurat și de întâlnire frățească, ne-am bucurat de multe lucruri. În dimineața aceasta, îngăduiți-mi însă, să încercăm să privim Crăciunul prin ochii lui Simeon. Cum a arătat Crăciunul? Cum a arătat evenimentul acesta al întrupării Domnului Iisus Hristos privit prin ochii lui Simeon? Îngăduiți-mi o scurtă introducere în context și v-aș spune că evanghelistul Luca are două particularități atunci când vorbește despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și una dintre ele este că evanghelistul Luca menționează numai puțin de patru cântări. Sunt patru cântări pe care le găsim în contextul acesta al nașterii Domnului Iisus Hristos. Este cântarea lui Zaharia și este cântarea Mariei, este cântarea îngerilor. Și dacă v-ați uitat la titlul versetelor pe care le-am citit în această dimineață, apare cântarea lui Simeon. Niciun evanghelist nu mai vorbește de cântare cu ocazia nașterii Domnului Iisus Hristos, dar evanghelistul Luca o face. Și apoi evanghelistul Luca introduce două persoane, două persoane de data aceasta înaintate în vârstă, am putea să spunem doi bătrâni. Și el introduce în scenă pe Simeon și introduce în scenă pe Ana, de altfel persoane obișnuite, cu nume obișnuite. Nu erau persoane care să iasă în evidență cu numele lor, erau nume obișnuite în Israel. Știți care este primul care s-a numit Simeon în Israel? E unul dintre fiii lui Iacov. Și numele lui Simeon înseamnă ascultare, pentru că Leia vine și spune atunci când l-a născut, zice, Domnul mi-a ascultat rugăciunea. Și era un nume obișnuit în Israel. Dacă vreți și Noul Testament, în biserica din Antiohia, unul dintre oamenii de bază în biserică poartă numele acesta de Simeon. Ana era iarăși un nume obișnuit în Israel și vă aduceți aminte, în Vechiul Testament, o femeie deosebită care purta numele de Ana era mama lui Samuel. Și aici este o femeie și aici o particularitate și m-am uitat așa atent în Scriptură, e singura persoană cu ocazia nașterii Domnului Iisus Hristos căreia este menționată vârsta. Nu veți găsi câți ani a avut Maria, câți ani a avut Iosif, câți ani a avut Irod, sau câți ani au avut magii sau păstorii, nimic din toate acestea, dar găsim vârsta pe care o avea Ana și nu la voia întâmplării este mențiunea aceasta, dar vom reveni asupra ei mai târziu. Așadar, cum arată sau cum a arătat Crăciunul prin ochii lui Simeon? Și sunt trei lucruri pe care vreau să le menționez în dimineața aceasta. Nu voi zăbovi prea mult la niciunul dintre ele și aș spune sau aș începe prin a spune că în ochii lui Simeon, Crăciunul este sărbătoarea în care Dumnezeu își împlinește promisiunile, în care Dumnezeu își împlinește făgăduința. Ascultați, vă rog, ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 25. Zice ultima parte, el aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Nu știu modalitatea prin care l-a înștiințat, nu știu cum i-a comunicat Duhul Sfânt, nu știm nici măcar când a făcut-o, cu cât timp înainte a făcut-o, dar la un moment dat, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi transmite un mesaj, îi dă un mesaj și spune, Simeon, tu nu vei muri, tu nu vei pleca din lumea aceasta până când vei vedea mântuirea lui Israel, până când nu-l vei vedea pe Mesia. Și mă gândesc așa că poate au trecut an după an și nu se întâmplă nimic.
Și Simeon, probabil, ajungând spre vârsta aceasta bătrâneții, Scriptura nu ne spune câți ani a avut, dar după rugăciunea lui, după cântarea lui, după expresia pe care el o folosește atunci când spune slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, înțelegem că era o vârstă destul de înaintată, că parcă nu mai aștepta nimic de la viață. Nu știu cât timp a trebuit Simeon să aștepte, dar pentru el, sărbătoarea aceasta a întrupării Domnului Iisus Hristos, a nașterii Domnului Iisus Hristos, înseamnă Dumnezeu își ține cuvântul, Dumnezeu își împlinește promisiunea. O, nu este vorba numai de promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Simeon, ci este vorba de promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o întregii omeniri. Pentru că venirea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră a fost promisă încă de mult, a fost promisă cu mii de ani în urmă ca evenimentul acesta să se întâmple. Ar fi fascinant ca în dimineața aceasta, și chiar am pregătit în notițele mele, am pregătit numai puțin de 7 profeții cu privire la felul în care avea Domnul Iisus Hristos să vină în lumea noastră și apoi să vedem în paralel împlinirea lor, odată cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Dar pentru că timpul nu ne permite incursiunea aceasta, îngăduiți-mi să menționez, dacă vreți, doar 2 dintre ele. Știm că prima promisiune a venirii Domnului Iisus Hristos în lume, a venirii lui Mesia, este Geneza, capitolul 3, versetul 15. Și acolo cuvântul lui Dumnezeu spune, sau Dumnezeu spune, este ceea ce se numește proto-evanghelie, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Împlinirea acestei promisiuni, Galateni, capitolul 4, versetele 4 și 5. Și o să vedem acolo cum spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu își ține cuvântul. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Dumnezeu care își ține cuvântul. Dumnezeu care atunci când face o promisiune, Dumnezeu este acela care nu face rabat, care nu se abate de la promisiunea pe care a făcut-o. Pot să treacă mii de ani, sute de ani și Dumnezeu este acela care cu siguranță își ține promisiunea. Dacă vreți, în Isaia capitolul 7, la versetul 14, este iarăși o promisiune pe care o face Dumnezeu. Știți, e împrejurarea aceea în care împăratul Ahaz, un împărat rău, este încolțit acum, este asediat și Ahaz, și Isaia vine la Ahaz și zice, cere un semn de la Domnul. Cere un semn de la Dumnezeu și Ahaz are bun simț. Și zice, i-am întors spatele lui Dumnezeu, n-am ținut cont de Dumnezeu, am trăit așa cum mi-a plăcut mie, acum nu vreau să merg mai departe și să-L ispitesc pe Domnul. Isaia și zice, nu cer niciun semn de la Domnul. Și Dumnezeu zice, du-te și spune-i lui Ahaz. Iată, însuși Domnul vă va da un semn. Iată că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. În ceea ce a citit fratele Ovidiu la timpul de rugăciune, vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune că a născut pe acela care a fost profețit, care a fost anunțat. Dragilor, avem un Dumnezeu care își ține promisiunea, avem un Dumnezeu care își ține făgăduința. Ne-am obișnuit în lumea aceasta cu oameni care ne mint. Ne-am obișnuit în lumea aceasta cu oameni care știu să care promit și știu să promită frumos. Numai cu oameni care nu-și mai țin, de cele mai multe ori nu-și mai țin cuvântul, nu-și mai țin promisiunea. Ei, la Dumnezeu lucrurile nu stau așa. Dumnezeu este un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu care atunci când promite ceva, El este acela care va duce la îndeplinire, slăvit să fie numele Lui. Acum, care este implicația pentru noi? Care este mesajul care îl are pentru noi adevărul acesta sau aspectul acesta? Și eu aș pune următoarea întrebare. Dacă Dumnezeu a fost atent să-și țină promisiunea cu privire la prima venire
a Domnului Iisus Hristos în lume. Știți că Dumnezeu a făcut promisiunea că Domnul se va întoarce? Știți că Dumnezeu a făcut promisiunea că va veni ziua, va veni ceasul care este stabilit în calendarul lui, când Domnul Iisus Hristos este acela care se va întoarce? Și dacă Dumnezeu și-a ținut cuvântul, și-a ținut promisiunea cu privire la prima venire a Domnului Iisus Hristos, credeți că nu și-o ține și cu privire la cea de-a doua venire? Noi avem încredințarea aceasta și Crăciunul este, dacă vreți, sau ar trebui să fie pentru noi confirmarea că avem un Dumnezeu care se ține de cuvânt. Avem un Dumnezeu care atunci când spune ceva, cuvântul lui este da și amin, slăvit să fie numele lui. Și dacă am privit Crăciunul prin ochii lui Simeon, lucrul acesta l-am vedea, că Dumnezeu își ține cuvântul, Dumnezeu își ține promisiunea. Apoi, dacă am privit Crăciunul prin ochii lui Simeon, al doilea lucru pe care l-am vedea este că Dumnezeu deschide poarta mântuirii pentru toate popoarele, pentru toate neamurile. Vă rog să observați ceea ce spune aici. Da, noi ne-am obișnuit că Dumnezeu este acela care oferă mântuire. Noi ne-am obișnuit cu Ioan, capitolul 3, versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeul lumea și oricine crede în El. Dar în contextul lui Simeon lucrurile nu stăteau așa. El era convins și Israelul era convins că Mesia va veni pentru ei, că Mesia va fi izbăvitorul poporului Israel, că trimisul acesta al lui Dumnezeu îi va viza pe ei. Și acum ne-am fi așteptat ca Simeon să ia lucrul acesta la modul poporului Israel. Numai ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 30, 31 și 32. Căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Sunt câteva lucruri de o valoare teologică inestimabilă în cuvintele acestea a lui Simeon. Mai întâi, Simeon vine și spune că mântuirea este a lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care a plănuit mântuirea, și Dumnezeu este acela care a realizat mântuirea prin jertfa Fiului Său, a Domnului nostru Iisus Hristos. Mântuirea este a lui Dumnezeu. Dragii mei, să știți că mântuirea nu e a bisericii. Dacă mântuirea ar fi a bisericii, biserica ar putea să dea mântuire cui vrea ea, ar putea să selecteze pe aceia cărora le dă mântuirea. Mântuirea nu o dă biserica. Biserica se bucură de mântuirea pe care a dat-o Dumnezeu. Dar cel care dă mântuirea, Cel care are mântuirea, posesorul mântuirii, este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi, Simeon mai spune aici, în cuvintele acestea, nu numai că mântuirea este a lui Dumnezeu, dar el vine și spune și faptul că mântuirea aceasta este într-o persoană. Știți când a spus Dumnezeu, am văzut mântuirea? Când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Pentru El, Domnul Iisus Hristos, egal mântuire. Dragii mei, vreau să înțelegem că mântuirea este numai în Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul Petru vine și spune, și vă aduceți aminte, în capitolul 4 din Faptele Apostolilor, în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este dat sub cerul un alt nume oamenilor în care să fie mântuiți decât numele Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și observați, Simeon vine și spune Dumnezeu, vede că Dumnezeu oferă posibilitatea mântuirii pentru toți oamenii. Toți oamenii pot să fie beneficiari ai mântuirii. Dar este aici un amănunt frumos, este aici un amănunt interesant. Și m-am întrebat, și poate că vă întrebați și dumneavoastră, de ce apare specificația aceasta în versetul 28? Zice, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis. De ce l-a luat Simeon în brațe pe Domnul Iisus Hristos? După cum înțeleg din Scriptură, nu asta era practica vremii. Nu asta era obiceiul vremii. Vă aduceți aminte că la un moment dat au adus la Domnul Iisus Hristos niște copilași. Știți ce spune Scriptura? Care a fost motivația care i-a determinat să aducă acei copilași la Domnul Iisus Hristos? Ca să-și pună mâinile peste ei. Așa spun evangheliștii. I-au adus niște copilași să-și pună mâinile peste ei.
Observați, vă rog, gestul lui Simeon. Simeon nu își pune mâinile peste Domnul Iisus Hristos, ci Simeon este acela care îl ia în brațe pe Domnul Iisus Hristos. Și aici văd în expresia aceasta, văd în faptul acesta că Simeon parcă vrea să ne transmită gândul că trebuie să dezvolte o relație personală, trebuie să-l aibă în intimitate, trebuie să-l păstreze în brațele lui pe Domnul Iisus Hristos. Și aceștia se bucură de mântuire. Cei care dezvoltă o relație personală, cei care au intimitate cu Domnul Iisus Hristos, cei care îl primesc, dacă vreți, pe Domnul Iisus Hristos. Observați? Simeon l-a primit în brațele lui. Probabil brațele lui bătrâne s-au deschis și Simeon este acela care îl primește în brațele lui pe Domnul Iisus Hristos. Și pentru el, lucrul acesta înseamnă mântuire. Au văzut ochii mei mântuirea ta. Pentru noi astăzi, noi nu ne mai putem deschide brațele pentru Domnul Iisus Hristos. Dar în schimb, noi ne putem deschide inima. Și acela care îl primește pe Domnul Iisus Hristos în inima lui, aceia care sunt gata să se deschidă pentru Domnul Iisus Hristos și să-L invite pe Domnul Iisus Hristos în inima lor, oamenii aceștia sunt mântuiți. Pentru oamenii aceștia, mântuirea lui Dumnezeu devine efectivă, nu numai posibilă. Și întrebarea mea este, am deschis inima pentru Domnul Iisus Hristos? Inima noastră l-a primit pe Domnul Iisus Hristos? Sau poate ca cei din vremea Domnului Iisus Hristos, spunem și noi, n-avem timp? Sau n-am avut timp? Privind Crăciunul prin ochii lui Simeon, vedem un Dumnezeu care își ține cuvântul. Vedem un Dumnezeu care deschide posibilitatea mântuirii pentru toți. Și pentru dumneavoastră, cei care în dimineața aceasta sunteți aici și încă nu vă bucurați de mântuire, dacă veți dezvolta o relație personală, o relație intimă cu Domnul Iisus Hristos. Și un al treilea gând. Privind Crăciunul prin ochii Domnului, prin ochii lui Simeon, noi vom vedea un Dumnezeu care răsplătește pe cei care îl așteaptă și îl slujesc cu credincioșie. Un Dumnezeu care e gata să răsplătească pe toți aceia care îl așteaptă și îl slujesc cu credincioșie. Aminteam despre Ana și spuneam amănuntul acesta că e singura persoană din contextul nașterii Domnului Iisus Hristos căreia îi se dă vârsta, era vârsta de 84 de ani, spune Scriptura. Acum, vă aduceți aminte că aproape la fiecare sărbătoare a întrupării a Crăciunului s-a menționat faptul că obiceiul vremii, în timpul acela era ca fetele să se mărite, sau mai bine zis să fie măritate, undeva la 14-16 ani. Presupunem că Ana a avut 16 ani atunci când a fost căsătorită, mai dă Scriptura un amănunt. Zice, a trăit 7 ani împreună cu soțul ei și apoi rămâne văduvă. Câți ani avea Ana când era văduvă? De când a rămas văduvă? Să rămâi văduvă la 23 de ani? La 23 de ani să rămâi văduvă? Vă imaginați drama prin care trece Ana? Ar fi avut motive ca Ana să se revolte și să spună, Doamne, acum în cei mai frumoși ani, acum când viața mi se deschidea înainte, acum când aveam atâtea perspective, Doamne, mă lovești în felul acesta să rămân văduvă? Știți care este răspunsul Anei? Ascultați, vă rog, ce nu se depărta de templu și slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Și Ana este și ea aceea care așteaptă, ci ca toți cu aceea care așteptau mângâierea Ierusalimului. Și întrebarea mea este să stai 60 de ani și să aștepți. Să stai 60 de ani și să aștepți ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunea. Credeți că e ușor? E ușor să așteptăm? N-ați văzut cât de greu este să aștepți atunci când știi cât ai de așteptat? Știi că vine trenul la și ești în gară și ești tot cu ochii pe ceas și te tot uiți să vezi și parcă nu mai trece timpul odată și nu e ușoară așteptarea. Dar când nu știi cât ai de așteptat și treci un an și trec 2 și trec 20 și trec 50 de ani și nu se întâmplă nimic, mai aștepți? Nu e ușoară așteptare atunci când ești pe padă boală
Și aștepți ca Dumnezeu să se atingă, Dumnezeu să vindece, Dumnezeu să intervine. Nu e ușor lucrul acesta. Mă gândesc la Apostolul Pavel și Apostolul Pavel vine și spune așa, zice, de 3 ori m-am rugat lui Dumnezeu să-mi ia țepușul. Acum, dumneavoastră, cum vă imaginați? Că Apostolul Pavel s-a rugat și a zis, Doamne, Tu știi infirmitatea mea, știi problema cu care eu mă confrunt, știi că aceasta este o piedică în calea lucrării pe care eu o fac, Doamne, Te rog să intervii, să-mi dai sănătatea de care am nevoie, amin. Și acum Apostolul Pavel se ridică de pe genunchi, vede că nu se întâmplă nimic, este cu aceeași infirmitate, cu aceeași boală, și acum Pavel se duce din nou pe genunchi. Credeți că așa au stat lucrurile? Nu cred că au stat așa. Eu cred că Pavel s-a rugat, a așteptat poate luni, ani de zile, nu s-a întâmplat nimic, se mai roagă odată și se mai roagă odată și abia a treia oară primește un răspuns, harul meu îți este de ajuns. Dragilor, nu e ușor să așteptăm răspunsul la rugăciuni. Nu e ușor atunci când ne rugăm, când ne vărsăm inima înaintea Domnului, atunci când suntem gata să strigăm către Domnul așa în disperarea noastră, aș putea să spun, nu e ușor așteptarea. Am vrea ca Dumnezeu să intervină, am vrea ca Dumnezeu să lucreze, am vrea ca Dumnezeu să facă El ceva, să ne scoată din problema noastră, să ne scoată din necazul nostru și nu e ușoară starea aceasta de așteptare. Numai că frumusețea este să vedem că Dumnezeu răsplătește pe cei care așteaptă, dar care nu așteaptă oricum, ci așteaptă slujindu-L pe El. Acum mă întreb, la 84 de ani, ce ar mai fi putut să facă Ana? Gândiți-vă la un membru de 84 de ani în biserica noastră și întrebați-vă ce ar mai fi putut să facă, ce ar mai putea să facă, să mai cânte la cor? Probabil că abia mai aude când strigă cineva la el, da, păi să mai audă nu știu ce alte lucruri. Probabil că ar vedea notele nu știu cum, de nu știu ce dimensiune, așa. Ce ar putea să facă unul de 84 de ani? Dar sunt încurajat să vă spun dumneavoastră celor care probabil aveți vârsta aceasta sau vă apropiați de vârsta aceasta că sunt slujbe și pentru dumneavoastră. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Femeia aceasta, ea slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Pentru asta nu trebuie talent, pentru asta nu trebuie înclinații deosebite, înzestrări deosebite, dar pentru asta trebuie credincioșie deosebită. Și Dumnezeu este acela care o răsplătește pe Ana pentru că a știut să aștepte cu credincioșie și a știut să aștepte slujind. Este o lecție și pentru noi astăzi și parcă aș pune iarăși și aici o întrebare. Noi îl mai așteptăm pe Domnul Iisus Hristos? Mai așteptăm ca Domnul Iisus Hristos să vină sau am adoptat și noi gândirea aceea pe care o aveau despre cei care scria Apostolul Petru și Apostolul Petru vine și spune vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și care vor zice unde este făgăduința venirii Lui, adică nu mai vine Domnul, nu-L mai așteptăm pe Domnul, nu mai este în noi dorința aceea ca Domnul să vină. Dragilor, îl mai așteptăm pe Domnul Iisus Hristos? Mai așteptăm ca Domnul nostru să vină? Și dacă da, zic slăvit să fie Domnul, dar vă întreb, cum îl așteptăm? Care este atitudinea noastră, care este preocuparea noastră în așteptarea Domnului Iisus Hristos? Aș vrea să ne uităm la Simeon și aș vrea să ne uităm la Ana și aș vrea să observăm că ei au așteptat, dar nu au așteptat oricând, ci au așteptat slujind pe Dumnezeu cu credincioșie. Pe măsura vârstei lor, pe măsura înzestrărilor lor, pe măsura a ceea ce mai aveau și ei la vârsta aceea pe care o aveau, dar ei au așteptat slujind lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care răsplătește. Nu știu cum ați privit la Crăciun în anul acesta. Provocarea mea este să privim Crăciunul prin ochii lui Simeon. Și privind Crăciunul prin ochii lui Simeon, vom vedea că este un Dumnezeu care își ține cuvântul, care nimic din ceea ce a promis nu va lăsa neîmplinit. Îngăduiți-mi să mai citesc un verset, este prea frumos să nu vi-l citesc. În 1 Împărați, capitolul 8.
este rugăciunea pe care o face Solomon. Și la un moment dat, Solomon face o remarcă extraordinară și este remarca aceea care atunci când am citit-o mi-a umplut inima de bucurie. Și Solomon, când se roagă, el spune următoarele cuvinte, versetul 56. Ascultați, vă rog. Binecuvântat să fie Domnul care a dat odihnă poporului său Israel după toate făgăduințele lui. Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul său Moise, nici unul n-a rămas neîmplinit. Asta spune Solomon. Și asta aș vrea să fie încredințarea noastră. Nici un cuvânt pe care îl spune Dumnezeu nu va rămâne neîmplinit. E un Dumnezeu care își ține cuvântul, slăvit să fie numele Lui. E un Dumnezeu care a deschis poarta mântuirii pentru toți. Dacă în dimineața aceasta sunteți aici și încă nu sunteți mântuiți, vestea bună este că și pentru dumneavoastră Dumnezeu a deschis poarta mântuirii. Mântuirea este a lui Dumnezeu. Este oferită prin Domnul Iisus Hristos, pentru toți cei care îl primesc pe Domnul Iisus Hristos. Și vom vedea un Dumnezeu care știe să răsplătească pe cei care ascultă și slujesc cu credincioșie. Nu ne va scuti Dumnezeu de probleme. Ana a avut probleme, a avut problemele ei, numai Dumnezeu. Dumnezeu n-a trecut indiferent și Dumnezeu este acela care a răsplătit-o și am încredințarea că Dumnezeu va răsplăti pe toți, dar pe toți cei care îl așteaptă, dar nu oricum, ci îl așteaptă slujindu-l cu credincioșie, cu ceea ce le-a mai dat Dumnezeu să facă. Și zic, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune. Aș vrea să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru zilele acestea de sărbătoare, pentru timpul petrecut în casa Lui, să-L binecuvântăm pentru că și cu ocazia aceasta noi am putut să-L cunoaștem mai mult, să-L cunoaștem mai bine, să-I cunoaștem planurile Lui. Stăm în rugăciune în Duhul nostru, în gândul nostru. Fratele Lazar Todorescu se roagă cu voce tare. Slăviți să fie! Mulțumim, Doamne, că am fost cuprinși noi în mântuirea lui Israel. Noi ne-am făcut parte ca să putem fi mântuiți. Te slăvim, Doamne, pentru lucrul acesta. Dar ajută-ne, Doamne, să privim și în viitor, atunci când Domnul Iisus se va reîntoarce, ajută-ne ca să îi găsească în credință. Amin. Mulțumim pentru orele acestea care le-am petrecut de sărbători în casa. Da, Doamne. Doamne, ajută-ne să avem o inimă deschisă pe Cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne, și ne dă putere ca să le primim. Da. Te slăvim pentru toate intențiile, Doamne, numele Tău să te glorificat și atunci în veci. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Amin. Mai repet încă o dată anunțul aceea dintre dumneavoastră care v-ați înscris pe listă și doriți să luăm împreună această masă la sărbătoarea cupării, vă invităm toți. Dacă sunteți în biserică, sunteți singuri, nu v-ați înscris pe listă, dar doriți să veniți împreună cu noi, suntem bucuroși să fim împreună. Acum cântăm și apoi ne vom despărți spre casele noastre.
amin, slăvit să fie Domnul.